Poate unul dintre cele mai importante sfaturi care au fost adresate omului de către însuși Dumnezeu și prin care ne întâmpină și în această zi, se regăsește în cartea proverbelor. Citez. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea iesi zvoarele vieții. Am încheiat citatul pe care l-am cules din cartea proverbelor, așadar, capitolul 4. Orientându-ne atent spre acest text, înțelegem că acest concept numit inimă aici uh, provine dintr-un cuvânt evreiesc vechi care se raporta mai degrabă la mintea omului, ceea ce implică o analiză de o complexitate aparte. Și anume, noi trebuie să ne păzim propria minte pentru că esența vieții noastre se trage de acolo. Nu la întâmplare, Apostolul Pavel ne-a spus la un moment dat că în noi trebuie să fie Gândul acesta care era și în Hristos, gândirea lui Hristos, așadar, și anume să dezvoltăm în viața noastră o practică transpusă din practica lui Dumnezeu. Și nu doar vorbe goale, neacoperite de faptele noastre zilnice. În ceea ce ne privește, așadar, trebuie ca în fiecare clipă, la fiecare pas pe care îl facem în această lume, să remarcăm cu atenție. Tot ce ne înconjoară și tot ceea ce vrem să lăsăm ca dovadă a apartenenței noastre la cer, aici, pe acest pământ. Și anume, pe unde vor călca pașii noștri, să se vadă apartenența la o mentalitate celestă, divină. Apartenența în mentalitatea lui Dumnezeu. Astfel încât, în fiecare cuvânt pe care îl rostim, în fiecare gest pe care îl facem, în fiecare faptă pe care o punem în practică, să se simtă mireasma lui Dumnezeu și el să fie reflectat întotdeauna pe chipurile noastre. Așadar, te las acum cu o întrebare. Tu cu ce-ți hrănești astăzi mintea? Cu bunătatea și bucuria reflectată din înțelegerea tainelor lui Dumnezeu? Sau, sau cu imitațiile simple ale unei lumi care pare să s-a rătăcit în propriile dogme? Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!